Determinarea și dorința sunt aturile necesare pentru succesul unui campion. De cele două calități a dat dovadă și Roxana Capezan, o tânără ambițioasă care a câștigat aurul chiar la ea acasă, la campionatul european de seniori Under 23, care s-a organizat la București de către Federația Română de Lupte. Roxana Capezan, în vârstă de 21 de ani, a demonstrat că performanțele vin la pachet cu determinare, curaj, dar și sacrificii. Avem o invitată specială în seara aceasta la antrenament. Ea este fosta noastră sportivă, campioana europeană de anul acesta de la București, de la Under 23. Hai, Roxy, să te cunoască și copilașii noștri! Luptătoarea Roxana Capezan a cucerit săptămâna trecută medalia de aur la campionatul european de lupte pentru seniori Under 23. În finala probei de la categoria 65 de kilograme, sportiva legitimată la clubul Steaua București a învins-o cu 6-5, luptătoarea care a reprezentat Azerbaidjanul. În primul rând vreau să te felicit. Te rog să-mi spui mai multe detalii despre această experiență și despre rezultatele pe care le-ai obținut. Bună, mă bucur să mă aflu alături de voi în această seară. Mulțumesc pentru felicitări. Această experiență pentru mine a fost una unică. Este pentru prima oară în cariera mea când reușesc să devin campioană a Europei. Mă bucur și sunt extrem de mulțumită de rezultatul pe care l-am realizat și sper că pe mai departe va fi din ce în ce mai bine și poate, Doamne ajută, să am rezultate și mai frumoase, eventual o calificare la Jocurile Olimpice. Cum te-ai simțit când ai aflat rezultatele? M-am simțit super, nu am cuvinte. A fost un moment de neegalat. Am trecut și printr-o perioadă destul de dificilă pentru că a intervenit o situație destul de gravă. Am avut o operație la genunchiul drept, cea de-a treia, și îi mulțumesc bunului Dumnezeu că am reușit să mă recuperez cu bine și să pot să obțin acest rezultat frumos pentru țara noastră. Aceasta practică acest sport de 14 ani. A fost selectată la lotul național la vârsta de 14 ani, iar victoriile ei nu au fost puține. Aceasta a avut nenumărate titluri de campioană, printre care vicecampioană europeană U23, campioană europeană U23, a obținut locul 3 la campionatul mondial de juniori. Luptătoarea declară că a existat o conexiune strânsă cu salteaua de la o vârstă fragedă, iar pentru ea luptele au devenit o rutină la care spune că nu poate renunța. A devenit cu ușurință un exemplu pentru cei mai mici dintre luptători, care spun că o admiră, o felicită pentru performanțele sale și spun că își doresc să aibă același succes precum al ei. Ai despre victoria obținută de Roxana Capezan. O felicit și Roxana este un exemplu de urmat pentru noi și mi-ar plăcea pe viitor să avem mai multe sportive ca ea. Crezi că ai putea în viitor să-i urmezi exemplul ei? Mi-ar plăcea. Iată că Roxana Capezan a obținut un titlu important la campionatul european. Spune-mi ce părere ai despre acest lucru și dacă ți se pare un exemplu de urmat și vrei și tu să ajungi la performanțele ei în viitor. Da, vreau și eu să ajung cum a ajuns ea și Roxana este un exemplu pentru noi. Mă bucur că este de la noi din Severin. Ne reprezintă... Da. Spune-mi, te rog, ce-i transmiți ei cu această ocazie? Felicitări și mă bucur că ai venit la noi. Antrenoarea de lupte libere de la Clubul Sportiv Municipal, Elena Mijache, este mândră de performanțele Roxanei Capezan, care a reprezentat cu succes România la nivel mondial și care a devenit o emblemă pentru CSM Drobeta Turnu Severin. Am avut o surpriză minunată. Astăzi fosta noastră sportivă, Capezan Roxana, ne-a călcat pragul și copiii au fost foarte încântați. Vă dați seama că pentru noi este un exemplu de urmat, un exemplu în fața copiilor, dar și în fața părinților, că se poate și luptele libere nu sunt doar pentru băieți, sunt și pentru fete și având exemplu în față, ce putem spune decât că ne bucurăm din tot sufletul. O tânără ambițioasă, lipsită de frică și foarte dedicată sportului pe care îl practică, Roxana Capezan a devenit răspunsul întrebării. Fetele pot face performanță într-un sport de contact. A reușit să demonstreze tuturor că ambiția este cheia succesului, iar sacrificiile s-au transformat după multă muncă în adevărate reușite.